Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința ordinară. Se pare că avem un preacma noastră pe domnul consilier județean ministru. Bună ziua, mulțumesc pentru prezentare. Mare sau este? Se pare sau așa? E bine. Da. Rămintea, bună ziua, doamna secretară, din partea doamnei secretară, din caniculă, să ne concentrăm strict pe ordinea de zi și unde sunt intervenții și fie toate. Doamna secretară, domnul președinte, vă rog. Da. Bună ziua, domnilor consilieri. Bună ziua tuturor. Avem o solicitare în partea domnului consilier Golare, dacă permiteți ca dumneavoastră să intre direct la ședință, deoarece este într-o deplasare. Așa am procedat cu toată lumea. La dintre ceilalți colegi, prezența nu a ajuns, familie. Mai găsește cineva? La trebuie, încă mai semnează. Ești... Răzvan și Șată, da? Da. Da. Poate ajunge până... Da, constatăm că sunt deplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. La materialele comisiei ați avut procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe baza lui. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Am deosebit apreciere să vă predau încă în ședință, domnule președinte. Stimați colegi, mai întâi vreau să vă rog să discutăm strict la subiect. Și să căutăm să fim cât mai subcinți ca să terminăm mult mai repede. Altă problemă. O să vă dau fiecăruia șansa să discut. Dar să nu-l mai cercăm, să nu-l mai... Pentru că nu-i permite timpul acesta să facem așa ceva. Vă mulțumesc! Să vă dau un... Da. Nu e foc. Nu. Proiectul ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local Buhoci în ședință ordinară pentru data de 29.06.2022, ora 14. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelor de ședință pentru lunile iulie-septembrie. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la crucile eroilor de pe raza OAT Buhoci și amenajarea zonelor de protecție ale acestora. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Române Catolice Sfântul Francis de Asis Buhoci. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Comunei Buhoci, județul Bacău. Și proiectul numărul 5, punctul divers. Dacă sunt ceva completări la ordinele zilei. Domnule președinte, aș veni eu în fața Consiliului Local să prezint un raport având în vedere prevederile articolului 225 alineatul 3 din ordonanța de guvern numărul 57 din 307-2019 privind codul administrativ, fiecare primar prezintă anual în fața autorității deliberative un raport privind starea economică, socială și de mediu al unității subdiviziunii administrativ teritoriale. O să vin cu o prezentare spre sfârșit. Dacă mai sunt, poftiți, domnule, domnule președinte, domnule primar, stimați doamne secretar, dragi colegi, am pe, la capitolul diverse o să am de făcut un anunț și o să vreau să dezbatem un caz social. Dacă sunteți de acord. La punctul diverse, domnul primar, supunem la vot ordinea de zi, inclusiv suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul primar, trebuie să aveți cum.
Proiectul numărul 1, alegerea președintelui de ședință, veniți cu propuneri și supuneți de... Da, pe următoarele prieteni aș dori eu să propun domnul consilier Gabriel Stoian, ca președinte. Mai este și altă propunere? Nu. Nu, nu. V-aș rugă, asupra colegii, dacă vor să fac o altă propunere, pentru că e în viitor apropiat, nu știu dacă vor să fac. Există un proiect, în momentul când dumneavoastră veți fi, scriu eu din cât e sau din, să vă luăm măsurile de rigoare, în acel moment. Bă, de răbdare, domnule, dacă există o propunere din partea voastră și mai există și altă, tot altceva, altă propunere, cine mai e pentru altă propunere? Domnul Dobuștean. Care vreți să alegeți? Îi spuneți fiecare, dați-le nume, vă domnișteau, sunt doi. Eu nu-ți doamne, băi. Așa, o altă propunere. Mai este altă propunere? Nu. Înainte de a se face acest, de a se vota aceste propuneri, eu cred că este oportun să fac anunțul pe care vreau să-l fac la capitolul diverse. Și anume... Îl facem la diverse. Vă mulțumesc. Este important... Îl facem la diverse. Scurt, îl facem la diverse. Propunem prima alegere a domnului Stoian Gărea. Cine este pentru? Nu am intrat în online cu domnul Gonaie. Nu e datoria mea, doamnă. Haideți, domnilor colegi. Este datoria președintelui de ședință. Avem reclamente. De obicei. Andrei doar să luăm arunciul. Dacă domnul Stoian nu vrea să lege, nu aburim atât. Hai să-l alegem domnul Dobuștean, parcă aș fi acum președintele statului român. De pe cuvânt, așa o... Și până când se va decide și cum, nu vreau ca să-mi curcă. Mai trece cu un an, doi. Acum aveți la reacție. Adrian, stai puțin în video. Deci acum dacă mă și ascultați, vă rog. Ați auzit aici, a fost făcut o remarcă calomnioasă și trebuie să o spunem pe cea corectă. Claudiu Iftime n-a făcut nicio sesizare, domnul Stoian, niciodată. Domnul Stoian, ca urmare a atitudinii demonstrate față de echipa care l-a propulsat în postul de consilier local, a fost primă fază suspendat de consilierul județean, domnule primar, vă frumos să nu mai intervenim. Și al doilea, acum este exclus din USR. Deci, cu această ocazie, transmitem că echipa USR cu Hoci și USR-ul nu mai este responsabilă de acțiunile, de asistențele domnului Gărău. Nu a apărut nimic în consiliu, că mai n-am văzut niciun document. Datoria mea să mediez cazul. Credeți că vă împiedică ceva? Dacă era președinte de ședință. Nu mai împiedică nimic cu nimic. Nu mai nimic. Domnule Iftime, o rugăminte. Ați spus că discutați cu ce... Adriane, s-a făcut aici două propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință. Președinte. Prima a fost din partea domnului Vasile Ilieș și a propunerea dumnealui a fost ca președinte, nou președinte de ședință să fie domnul Gărel Stoian și a doua din partea domnului consilier Ghiță Pușcălargă ca domnul Ionuț Odobisteanu să fie următorul președinte de ședință. În consecință, stai alături de noi, te rog puțin, dacă poți, și când domnul președinte va supune la vot aceste două propuneri, să votezi și prima s-a supus. Domnul Stoian s-a opus
Nu interpretăm, nu s-a opus. L-am propus. S-a propus. Care este opțiunea domnului? Care este opțiunea? Haideți să reluăm procedura, să mergem pe domnul consilier Ilieș, că așa e corect, și ne... Așa, am îndoritat să puneți telefonul pe masă, da? Da. Adică este discuția din Consiliul Local. Este telefonul meu, îl pun unde vreau eu, doamnă. Nu, nu puteți. Ați zis că mă ajutați, ne ajutați să desfășurăm ședința în condiții optime. Îl pun pe masă așa sau... Cum vreți dumneavoastră să-l puneți? E pe masă. Cum știți mai bine? Domnul președinte, o întrebare. Da. Votul prin telefon ilegal? Deci noi avem un regulament al Consiliului Local care nu a fost modificat. Eu vă întreb aici legal votul prin telefon. Domnul Ilieș nu și-a anunțat că trebuia o trai. Găsiți o soluție să vă aștept dumneavoastră ca să fie regretat. Hai să reluăm votul, da? Dar să vă dacă votat. Și că totul nu zis. S-a votat. Păi n-au adunat votul. Domnul Iestim. Vorbiți că s-a votat. Am spus că trebuie să așteptăm ce răspuns ne dă domnul Golaj. Și cu asta, cu asta, de asta stăm. Timp cu toții din istorie, cu această așa. Așa. Când nu iese votul pe care îl doriți, că nu s-a votat. Haideți, domnul. Eu nu am spus treaba asta. Nu, dar ați demonstrat-o, nu ați spus. Haideți, vă rog frumos. Deci vă rog să spunem din nou la vot. Dacă nu știu doreți, păi spunem până la când ești cum vreau să-l primat. Haideți, am spus să fim civilizați. Suntem civilizați, dar nu proștii dumneavoastră, domnule. Consilier, haideți să fim frumos, nu mai sfidați în direcție. Eu nu știu ce aveți dumneavoastră personal cu domnul Stean. Nu am nimic. Nu eu l-am promus pe domnul Stean. Eu, în calitate de președinte, trebuie să nu mă bucur. Am să vă mulțumesc și v-am întrebat păcate și v-am spus. Doamnă, ați văzut că eu sunt civilizat. V-am întrebat, ați spus că mă ajutați și bună să legătură. Haideți să spunem la vot din nou. Da. Propunerea pentru... Nu din nou. Să supunem ca să... Propunerea pentru domnul Stoian. Cine este pentru ca domnul Stoian să fie președinte de ședință pe următoarele 3 luni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adrian, cum votezi? Domnul, cum votați? La prima propunere. Da, da, fix, am te la buci. La prima propunere a tine. Se abțin. Da, toți. 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 Stoian, Stoian. Pentru... Nu, acum, nu așa mulțumesc. Cine este pentru domnul Odobișteanu Ionuț? Păi cum adică ce? La ultima alegere nu ați mai spus la vot. Știu că nu are, dar aici e democratic. Nu le combinați cu dorința. Da, Nu m-a băgat cu bățurilor prin gardă. Așa cum am avut discuții în ședința trecută referitor la o inițiativă a domnului consilier Mocan, am intrus pe ordine. Hai că te întorc așa să nu mă vezi doar pe mine. Ești la ședință, da? Aparați la cruce de pe raza OAT cu mâna cu voi. Dacă sunt discuții... Discuții? Pe marginea acestui subiect? Avem voie să sunăm cu video? A intrat domnul online. Nu, ne-a rugat pe WhatsApp, ne-a rugat. Deci domnul președinte a aprobat. Da, așa se face. Discuție asupra punctului numărul 2. Facem expertiză, facem evaluări, venim cu el în fața Consiliului Local și dacă o să fie fonduri și necesit numai decât reparații, le luăm pe prioritate și mergem în continuare. Așa, la care vreau să mai adaug ceva, mai discutați în ședințele
din urmă, ar vrea să le readuc la cunoștință și în ședința de astăzi. Haideți să facem măcar două indicatoare să fie așa, măcar cum ar fi pentru Tamaște, Palincea, să fie două indicatoare mai mari. Indicatoare rutiere. Da, indicatoare rutiere. De orientare. De orientare. Spre comunele vecinate. Corect. Să nu locuim pe ăsta de aici, că tot plecăm în lume. Asta face referent la viciu. Două indicatoare mari, să scrie frumos, Tamaș, Palincea. Spre cu modelul ședința de propunere, ca să vedeți ce modelul s-a propus. Da, corect. Da. Mai are cineva de discutat asupra acestui subiect? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Golare, cum votați? Se reconectează, așteptați. Are probleme. Da, nu vreau să o influențez. Eu pot, o așteptăm puțin. Adriane, mai ești cu noi? Vreau să spun din nou. Îl dau fără video ca să nu se mai simte. Haideți să că trecem la punctul următor și când reușesc să faceți conexiunea, oricum... Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar bisericii romano-catolice, Sfântul Francisc de Asis Buhoci. Adrian, cum votezi proiectul numărul 2? Proiectul cu numărul 2, cum votezi? Pentru. Da, mulțumim. Ai stai pe rezultai linie, mai avem. Da, știți foarte bine că la întocmirea bugetului s-a prins pentru culte ca și sumă 1 miliard. Au apărut între timp niște solicitări care au fost cumva justificate prin devize, care nu s-au dus la completat, dar între timp, după ce am făcut ordinea de zi, am mai venit și părintele de la Cloteniu, o să introducem în ședința viitoare. Dar ca să nu intrăm în polemici și în discuții, am considerat că e bine să facem cumva ca această sumă să fie împărțită la, egal la toate bisericile din comună, cu mențiunea că acolo unde necesită și să vine cu deviz, deviz de lucrări, care depășește suma, facem rectificare și acoperim și suma. Dar suma care o avem la dispoziție acum, s-o repartizăm echilibrat la toate bisericile. Bineînțeles, dacă preotul solicită prin documente judicative cu devize și nu știu, dumneavoastră decideți. Dar cum dați voi? O să mai fie doar cu părere, cum a fost discuțit. Cine n-a vrut, n-a fost mulțumit de sumă. Dacă nu vine să fie o perioadă lăsată, să zic, 30 zile, nu a venit, se poate... Da, să hotărâți ca suma să fie împărțită egal pentru toate bisericile. Eliminăm orice suspiciune, nu intrăm în banii aia, doar dacă, pe final, cineva nu vrea să-i solicite. Și putem redirecționa. Eu, sincer, mai lăsam și cererea părintelui de la Bișghir, dar dumnealui a făcut solicitarea la începutul anului pentru o centrală să încălzească biserica de la Buhoci. Într-adevăr, acolo nu au nicio sursă de căldură. Dacă alocam banii la început, în primul trimestru, era super ok din cauza că se încadra și în cheltuieli. Ulterior, știți foarte bine, au luat-o prețul de paralat și nu știu dacă mai acoperă. Dar acum putem da tranșa asta, dacă o să mai fie, mai vedem cum pe unde decide. La Biserica Ortodoxă de la Buhoci am zis că există un necesar de montat pavilele sau ce-am cumpărat. Și atunci s-a cumpărat tot așa, să schimbau prețul. Le avem, trebuie este montat. Marmură. Am solicitat părintele să vină cu un deviz estimativ de montare de la o societate și acordăm bănuții că trebuie și alea montate. Nu se pune problema să nu le acoperim. Stimați colegi, am discutat acum 2 luni sau 3 luni și am venit cu cerințele cu părintele Unde care a cerut 400 de milioane. Am fost de acord. Uitați, am o hârtie. Părintele nostru, poate foarte mulți dintre noi care suntem de religie ortodoxă, știți că a fost în spital.
Și nu a avut de unde să elibereze acele documente. Printre timp, după ce a venit părintele cu uitația, a venit cu documente, ca să le vedeți și dumneavoastră. Și am cerut și am aprobat atunci 400 de milioane și am spus că este prioritar pentru Biserica Zaboci, care a rămas ultima. Am spus cu toții. Dăm 400 de milioane. Acum părintele a spus, dacă nu reușiți să obțin această sumă, vă mulțumesc frumos, nu mai întreb nimic. Anul trecut am fost pentru Biserica Catolică, vă aduceți aminte, aia ortodoxă, doamne, nu sunt eroniași, și puțin 600 de milioane. Ce am spus? Hai să-i dăm. Acum, fraților, hai să dăm și aia. Stai cu Barbara acolo, mi-a spus părintele, doamne, dacă mă ajutați și pe mine, e bine, dacă nu, vă mulțumesc. Poftiți, domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Același subiect salutăm, chiar și în al doilea de aceasta, intenția domnului primar de a exista echitate în acordarea de finanțări pentru cultele religioase de orice rit. Este cu siguranță, este cu siguranță necesar ca și, dacă mă și ascultați, vorbesc. Este cu siguranță necesar ca și Biserica Ortodoxă de la Bucur să fie, să primească în mod echitabil, cum ați menționat și dumneavoastră astăzi, sumele chiar puțin similare, mai ales că necesitatea este evidentă. Mai adaug și Biserica Ortodoxă din Coteni, care, chiar dacă dumneavoastră ați menționat anterior că nu ar fi pe teritoriul Comunii Bucur, deservește foarte mult cetățenii Comunii Bucur, și merită și aceștia să primească atenția cuvenită din partea noastră, a Consiliului Local și a instituției primare. În consecință, vă rog frumos să nu uitați nici dumneavoastră, dragi colegi, ce vă spuse domnul primar astăzi, și anume, echitate în acordare de finanțare pentru fiecare instituție bisericească, să spunem așa. Acordul dumneavoastră pe lângă aducem un amendament? Nu, unde introducem ședința următoare și în Coteni și Boci și găsesc. Urmă un pic. Există varianta susținerea în întregime acestui proiect și cu rectificare din buget. Atunci asta e un proiect. Trebuie să fie hotărât din Consiliul Local, să rectificăm bugetul, luăm de la altă parte de unde ne-au mai rămas fonduri și putem să primim dată întregime. Azi de urgență, acum putem acorda 200 în prima tranșă și când face rectificare, găsesc soluție. Dar trebuie să... Acum e mintele de Dumnezeu. Păi, dar dacă acum au venit părintele de Sfântul, stimați colegi, vreau să adaug și eu ceva. Toți se vehiculează că vreau să primească părintele care este venit nou la Coteni. Să nu uitați, dragi colegi, părintele de la Coteni, satul Coteni, cetățenii din satul Coteni, plătesc taxe și impozite în Comuna Bucur. Hai să nu mai facem, nu că nu-i dăm, că nu vrea X, că nu vrea Y. Eu, deja oamenii mi-au spus, doamne, de ce noi nu plătim taxe și impozite la primăria Bucur? Introducem pe ordine de zi în ședința următoare. Eu am spus că nu, dar vă aduceți aminte anul trecut când a fost vorba de discuția Bisericii Ortodoxe cu 600 de domne, care e necesarul acum. Degeaba îi dăm după aia. Așa și părintele a venit din scrisoare și spune, dacă nu dai acum vara, că nu dai și dai tocmai pe știu eu, prin septembrie, octombrie, s-a terminat, nu-mi dai ligea. Vă rog frumos, gândiți-vă foarte bine și să luăm și noi bani. Mai luăm la nivel, și așa nu plouă? Da. Așa le-am făcut. Așa le-am făcut. Domnul la rigori să dăm supra. Să punem la vot. Ce să punem la vot? Proiectul de hotărâre. Iar proiectul ăsta la altul bară stea a părintelui Leon de când va intra în vigoare? Sau ședința, la următoarea ședință. Primești, până ai auzit când. Primești, eu cred că am specificat de la bun început. Eu n-am spus că... Aveți documente, primești de bani, nu? Domnul președinte, și așa ai ieșit acum cumoaște aproape acolo, mai faci sponsorizare ceva. Nu-i nimic, domnul. Am mai sponsorizat. În orice caz, față de dumneavoastră, am sponsorizat mult mai. Și o să mai sponsorizez. Eu nu dau numai din guriță, eu dau și din buzunar. Să știi, așa face o cară. Mai face o parcare, mai face o bancă. Domnulea ta, mai ești bâșpii așa. Mai ta bâșpii, ești picolul. Mai ales în campanii. Da, că dură. E că dură mare. Bine. Numărul. Cine supunem la vot? Cine este pentru? Mai poftiți, domnul
înțeleg că ce necesitate dorește părintele catolic bani? Noi auzit pentru ce? Pentru ce? Pentru cam mare 80-90% e făcută toată. De cât la Bucureștiunici, alei din la Cusmod, din Capolică, din Capolică. Păi da, din Capolică, bravo la poartă, bravo, este o alei, bravo. Așa vreau, oamenii de ăștia vreau frata mea, adică noi totdeauna o putem să ajutăm. Ne uităm în urmă la cea datorică, s-a pus amatul. Da, 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 și tot am dat acolo, hai să dăm părerea mea asta. Ei, o să dăm. Da, am dat, asta e. Vă gândiți dacă nu dați? Hai să punem la părerea mea. Vă băiați, iată, iată. Deci, din campanie, am dat. Nu dați bani, ca să spunem la părerea mea. Să spunem la părerea mea. Să spunem la părerea mea. Nu le-ai mai dur, domnul președinte. Foarte dur sunt. Ales astăzi. Cine este pentru? Cine este pentru? 3, 4, 5, 6. Păi n-am auzit, nu știam ce vreți. Cine se abține? Păi căldura asta vă dă la cap. Și împotrivă? Păi nu vrei bani la biserică? Dar nu vreau la catolic, vreau când are oameni de la Boș, nu au alei să scoate bani. Nu, domnul Bălaie, Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Borci, județul Babeș. Domnul primar, aveți cuvântul. Deci, proiectul de hotărâre are două cerințe. Prin hotărârea din Consiliul Local din 2014, am trecut în inventar, în baza măsurătorilor, o poziție 74, cu un drum de exploatare, cu anumite criterii. Făcând intabularea acelui drum, e vorba de drumul din spate de la de Olaru, Siminică și să iasă în partea cealaltă. Suntem nevoiți să creăm drumuri paralele cu drumul național. Și atunci am creat acel drum prin spate, ca fiecare să aibă acces la bucăți, fără să mai intre prin drumul național. Și anulăm poziția. Deci noi facem vorbă de scripti. Spate în poziția 74 din inventarul stabilit în 2014. Și introducem două. A zis abținere 3, 4 abținere. Da? Și am introdus am introdus două drumuri, pentru că ele sunt prinse chiar în cadastru, stabilit la, în anul 90, sunt prinse separat. De la Bucoci până în drept, de la Dospinești până în dreptul casei lui Miclăuș, are un număr de ordine, de la Miclăuș până la drumul care duce la Porcării, are un alt drum. De asta apar două complexe, drumul sunt complexe. Apare drumul diferit cu același număr. Îți cap în cap el. Dar trebuie să le identificăm după cum au fost date documente. Iar la clădirea poștii am constatat că nu este prins în inventar. Era prins în contabilitate, dar nu era prins în inventarul domeniului public. În contabilitate are valoare, are tot, nu era prins în inventarul public. Acum facem un cadastru și acolo să fie cadastrat, să fie tot, cu valoare, cu tot. Vorbim din inventar, nu din investiții momentan.
Ca să putem să, să facem investiții la ei, dar finiți la data și în bibliotecă nu era plus. Este în contabilitate, doar în contabilitate. Și acum trece în inventarul domeniului public. Ce costă aș fi pentru? Nu, îl trecem în inventar. Sunt și o jucăție. Cine este proprietarul acelui teren? Pentru evaluarea de la fostul sediu CAP, toate proprietățile sediului CAP cu caracter administrativ, de prelua primăria în domeniul public sau privat al primăriei. Adică nu, vreau să mă asigur că nu se zapone pe niște terenuri private, se iasă un alt scandal de acolo. Nu, dacă este domeniul public, nu este nicio problemă. Îi vrești să și la acest punct mai sunt discuții? Cine este pentru? S-a obținut la... Este numărul 4, nu? Da. Abține, da? Da. Împotriva? Abține? Acum, la punctul diverse. Nu. La... Avem suplimentare. Da, aș veni eu să prezint raportul în fața dumneavoastră. Raportul din situația economică socială a Comunei Boci în perioada 1 ianuarie 2021, 31 decembrie 2021. Ca să mă lungesc materialele format din 14 pagini. Este o singură întrebare. Structurat pe 13 capitole. O să dau numire capitolului și după aia, dacă pe cineva din cineva se interesează un capitol anume, venim la capitol și discutăm, da? Avem capitolul 1, aspecte generale introductive. Capitolul 2, prezentare generală a Comunei Boci. Capitolul 3, date privind administrația publică locală. Capitolul 4, activitate din agricultură. Capitolul 5, activitatea Comisiei Locale de Aplicare a Legii Fondului Funcian. Capitolul 6, starea sănătății în Comuna Boci. Capitolul 7, date privind situația școlară în Comuna Boci. Capitolul 8, situația financiară a Comunei Boci în perioada ianuarie-decembrie. Capitolul 9, activitatea secretariatului primăriei și a Consiliului Local. Capitolul 10, activitatea compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului. Capitolul 11, activitatea compartimentului de asistență socială. Capitolul 12, activitatea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Capitolul 13, activitatea postului de poliție și starea infracționalității în comun. Da, dacă cineva vrea neapărat să... O singură întrebare. Pentru a scurta timpul, cum ați spus pe ecran. Tot acest proiect al dumneavoastră, dar de seamă, este publicată pe site-ul primăriei Boci? Păi astăzi l-am adus în fața Consiliului Local și urmează să fie, după discuții, ridicat pe site, da? Da, va fi ridicat pe site cu promisiunea aceasta. Îl dezbatem ulterior, dacă va fi necesar, după ce o citim. Nu pot interveni la el, trebuie să... Nu intervenim, dar dacă să avem ceva de comentat la adresa celui... O să o facem ulterior, ca să nu mai pierdem timpul acum. Pentru că ne-a citit doar capitolele, titlurile. Dacă vreți un capitol acolo, mă interesează capitolul 9. Cel activitatea secretariatului și... Consiliul Local. Cu toate care mai multe suporte. Ceva rapid, ca să... Activitatea Secretariatului Primăriei și a Consiliului Local. Probabil cu interesul noastră. Consiliul Local. Așa, sigur. Așa. În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021, a fost emis de către primarul OAT Boci un număr de 230 de dispoziții, din care 6 dispoziții pentru convocare ședințe extraordinare și 12 dispoziții pentru convocare ședințe ordinare. În calitate de primar al Comunei și autoritatea administrației publice locale, am păstrat în permanență contactul cu cetățenii, venind în întâmpinarea și rezolvarea tuturor problemelor acestora, asigurând asistența de specialitate prin aparatul propriu.
Consiliul Local Goș a emis un număr de 82 de hotărâri în intervalul 01-31. La oficiul de stare civil, în intervalul ianuarie-decembrie, s-au eliberat cu un număr de 51 certificate de naștere. Aici trebuie cumva gândit, nu știu ce putem face. 65 certificate de deces, 38 certificate de căsătorie, s-au înregistrat un număr de 19 acte de naștere, 45 acte de deces și 25 acte de căsătorie. Proiecte care sunt începute în cursul de desfășurare pe diferite faze de execuție. Reabilitare, modernizare și dotarea școlii Goș, structura școlii gimnaziale Goș din comuna Goș de sub Bacău, proceduri pe POIM. Am semnat contractul, urmează celelalte proceduri de ridicare pe platformă pentru adjudecare, dar prima etapă este reactualizarea prețului, da, conform legii. Deci noi scosesem cumva pe platformă, dar am retras că nu am avut actualizate la zi. Noi actualizasem acum un an de zile și nu era un așa ceva. Pe timp a fost să-și lege. Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Goș de sub Bacău. Fonduri europene AFM. Momentan mai degrabă eu. Amenajare, locuri de joacă pentru copii în satele comunei Goși, fonduri proprii, fază. Suntem cu emis certificate de urbanism, avem ridicarea studii geotehnice, studii topo, am luat legătura cu proiectant. Construire magazie de lemne pentru grădinița Bijghești, structura școlii gimnaziale Goși Constantin. Avem certificat de urbanism, mâine o să vină proiectant în vederea întâlnirii temei de proiectare. Amenajarea arătătoare animale în satul Bijghești, comuna Goș. Studiu geo, studiu hidrogeologic, studiu topo, aviz de la Apele Române, în obținere, de până avem în 2025 finalizat. Asta sunt urmăresc proceduri. Am lăsat acolo, au trecut 2 ani de zile și n-am reușit să facem absolut nimic și venim cu vorbe frumoase, pâine, vine proiectantul, mâine, păi, mâine vine nu știu cine. Modernizare drumuri comunale și sătești în satele Voci, Rospinești, Bijghir și Cotin, comuna Goș de sub Bacău, derulat prin Program Național de Investiții Angel Sabin. Depus proiectul la Ministerul Dezvoltării, așteptăm finanțarea. Concomitent cu asta am dat drumul la certificatul urbanismului în vederea obținerea vizelor. Continuare lucrări rămase de executat la obiectivul sistemului alimentare cu apă, comuna Goș de sub Bacău. În ce stadiu stăm aici la proiect? Acesta, în luna ianuarie, știam că ne-a venit de la Consiliul Județean acea aprobare pe care o susțineam și o așteptam cu brațele deschise. Acum ne apucăm și văruim. Văruim acela. Deci, au venit, au făcut automatizare, au făcut tot, mai are câteva lucruri de primit pentru a fi montate și maxim 2 săptămâni. Când vom da, și vă dau, când vom finaliza proiectul apă și canal? Nu mai există apă, nu știu ce să plătim. Vom convoca comisia de recepție a lucrărilor la lucrare de stații de tratare a apei de amoni. Când încep branșările, cel mai cred că dacă se face o altă, să termin mai sus, să procesul verbal de la terminarea lucrărilor. O să vină și cei de la AFIR sau cum se mai numesc acum, finanțatorul, să zicem așa. Și după aia, etapa așa, în paralel putem să mai mergem cu niște proceduri și pe acordare. Dar asta am discutat-o și o să mergem. Și de un cuvânt și domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe sistemul de apă și canalizare am vizitat fiecare punct în parte. Am vizitat și lucrarea făcută în spatele locuinței mele acolo la stație tratare și filtrare apei. O singură întrebare, că oricum nu primesc multe răspunsuri, dar o întrebare cred eu pertinentă și de interes general pentru toți. Respectă lucrările care au fost făcute în plus față de ce exista acolo? Respectă proiectul inițial care va trebui aprobat la finalul acestei, la recepția acestei lucrări? În baza dispozitivului șantier s-au aprobat o altă autorizație de construire. Acolo este zonă de protecție în care raza minimă este de 11 metri. Faptul că am pus în jurul
puțurilor, acele platforme semirotunde, așa este făcut ultimul proiect, a aprobat prin autorizația de construire a emisă de Consiliul Județean. Și zona de protecție se face cu taluzare, cu taluzare de pământ? Nu, betonat. Este doar o nu este o mică suprafață de beton, nu este betonat nimic. Nu este finalizat. La recepții vă invităm și dumneavoastră. Numai pentru că vizual arată foarte urât, arată ca și cum ne-am fi pus în șapca invers așa. Este începutul lucrare, șantier cu toate sunt urât. Putem să continuăm. Haideți ca să continuăm și am pus să vă dau o înființare de cea inteligentă de distribuție gaze naturale în zona de Iesi Redgas, comunele Tamar, Gorj și Giosei. Exploatări de vlat din Program Național de Investiții Angel Salini. Ați văzut, sunt pe site, suntem priși ca eligibil, așteptăm semnarea contractului și ADI-ul se va ocupa de licitații tot. Amenajarea, parcare în zona dispensară de bani de satul Biștin, comuna Gorj. Noi finis. Bacă. În fază de obținere certificat de urbanism. Investiția la Bucăș, nu? Creșterea gradului de utilizare a internetului prin achiziția de echipamente, dispozitive electronice în comuna Gorj de Subacău. Tablete și echipamente conexe pentru ele. Așteptăm să ne chemi la semnarea contractului. Suntem trecuți în rezervă. Aprobat, sunt totul în regulă, toate sunt în regulă, fără finanțare. Momentan. Sistemul video s-o tras. Vă mai interesează și mai dau și supraveghere. Să termin și dacă n-am prins ceva, completă. Achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere video în statele componente ale comunei Gorj în curs de implementare. În curs de implementare. Să întind firii pe stâlp. Dacă ați observat, sunt firii pe stâlp. Deja trebuie să vină cu proiect pentru branșarea la rețeaua electrică a 15 consumatori care vor fi apasate sus pe stâlp pentru emiterea de semnal internet și captarea la cum se cheamă, calculatorul mare din cadrul primăriei. Server, scuze. Următorul. Modernizarea drumurilor comunale în satele comunale și sătești, în satele Boci, Josipinești, Bijghel și Coteni. Comuna Boci de Subatoc, în programul Angel Sali. Asta e cu drumul de asfaltare. Sunt Angel Sali, ne așteptăm Angel. Dacă sunt clarificări, dacă sunt momentan este depus și așteptăm. Asta e problema, domnule. Așteptăm de 20 de ani. Asta face. Așteptăm. Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde, ce a discutat în ședința trecută, piste pentru biciclete în comuna Gorj. Deci astea sunt proiecte care sunt începute în diferite stadii. Deci se lucrează, avize, specialiști, proiecte și așa mai departe. Avem lucrări recepționate și obiective atinse de la ultimul raport economic-social. Și avem așa, reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal din satul Biștine. Grădința din fondurile europene, avem procesul verbal de recepție, da? Deci discutăm și avem procesul. Adică nu mai este făcut ceva. Copertină și platformă, acces principal în grădiniță. Recepționată. Construire terenul multifuncțional modern de sport pentru școala gimnazială Gorj, structura Gorj. Construire terenul multifuncțional modern de sport pentru școala gimnazială Gorj, structura Bijghel. Lucrări de construire rigole betonate în satele Coteni și Bijghel, comuna Gorj de sub Bacău. Extinderea și modernizarea rețelelor alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în comuna Gorj și în PNDL. PNDL recepționat. Reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Gorj, județul Bacău, PNDL. Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Gorj, județul Bacău, asfaltare, bale, nu știu... Prin buget local, s-o limita la limita de buget local și acum mergem pe șanțuri betonate pentru... acele drumuri care au fost făcute. Extinderea de rețea, unde s-a făcut? Extinderea de rețea care? Electrică. Dacă ați observat, pot să le și spun. Nu pot să le spun toate, dar vă spun, în satul Coteni, de la Vrânceanu și până la Mihai Nuță, în satul Buhocel, de la Ion Rotaru până la Spau, în satul Buhoci, la Iepuri, la Deal, la... acolo la Vale, la spre grădină, la Costa Cuculeana, la Spare Pladea spre Andro,
La în satul Vișchier, avem undeva în zona de deal la coadă, pe valea, pe, în spatele căminului. La Dospinești avem, la Dospinești avem de la Mereuții Gheorghe, zona 300. Respectivă. 3. Sunt 50 ceva de stâlpi, nu mai știu acum să vă zic. Da, aia au fost instalați în câmp unde nu este nicio locuință și alte locuințe care au nevoie, n-au. Haideți să vă explic. Nu. Trebuie explicat faptul că acest proiect a fost finanțat în baza unor reguli. Până la limita de intravilan al comunei, nu puteam sări de zona de intravilan și nu era eligibil public. Deci nu deservește populația. Cu timpul, poate. Caut să fac o lucrare cu EONO prin care să pună fir de curent pentru branșarea populației la curent. Umbru și pentru asta. Se pare că la lucrările începute nu avem trecut rigurile ca ne-am citat în ședința trecută. Nu, în raportul meu. Am omis. Asta e anul trecut. Dar am discutat acum două luni de zile. Vorbim de 2020. Hai să continuăm. Împrejmuire, școala gimnazială s-a sprijinit Comuna Buhoci de sub acolo pe NDB 2. Avem. Am două. Împrejmuire, școala gimnazială s-a sprijinit Comuna Buhoci de sub acolo. Este în împrejmuire, cu gardă, cu porți. Împrejmuire, școala așa s-a vizitier, școala nouă. Alte obiective atinse, achiziționarea bun, doi excavator, realizarea nomenclator stradal, etc. Nomenclatorul stradal e în unii locuri greșit total. Dar dumneavoastră știi problema. Da, gen 2000 de locații, dacă s-au greșit 5. Bineînțeles. Nu trebuie să aruncăm tot. Este o eroare de 0,5%. Da, din 2000 dacă s-au făcut și s-au greșit 5. E ceva uman, nu-i... Gata, hai să omorâm tot, că nu s-au făcut nimic. Las colegi, nu mai un pic. Domnul primar, au trecut două luni de zi. Vreau să știu și eu situația proiectelor de efectuarea rigolilor pe vale și în Bijghir. Suntem în fază avansată, dar nu finalizăm nimic. Am încercat să facem acest pasaj, nu știu ce să mai zic, parcare. Ba că facem piste de biciclete, ba că facem... În ce stadiu suntem? Așteptați că finalizăm. Când? În ce an? În ce an? În ce an? Am semnat contract cu proiectantul. Când începem lucrările? Când va fi gata autorizația de construire. În 2024 începe. Cam cât durează? Aduce domnul... Domnul președinte, ce vreau să vă spun, că eu sunt perfect uimit așa de ce lucrări care se fac în Comuna Buhoci. Avem așa o extindere de rețea unde nu există casă, probabil trebuie pentru copaci. Sus, în spate la mine. Și unde sunt casă, nu s-au făcut. Nu știu, cine au gândit-o foarte ură din partea lui. Deci urături. Extinderea de rețea nu trebuie făcut aia acolo. De ce zonă sunt case și nu sunt acolo? Păi, de exemplu, nu era sat. Nu făceai parte din Consiliul Local. Nu erai Consiliul Local. Sunteai pești, tași din Consiliul. Eu îți dau voie, domnul. Poftiți! Și unde sunt case fără iluminat public? Păi nu sunt case fără iluminat public. La intrare, la hotel, ideal, acolo. Domnul, hai ca să vă răspund. Prima uliță pe sănătate. Prima, da. Știți ce trebuie? Să creăm cetățenilor care vor să se mute în Comuna Buhoci, să-i creăm apă, să-i creăm lumină, să-i aducem toate utilitățile, ca după aia să vină oameni. Așa nu vedeți că la noi loc să vină cetățenii Buhoci? Pleacă de Buhoci. Pentru că nu avem nimic. Așteptăm apă. E vorba de o instalație inteligentă de gaz sau un proiect. Instalație... N-am înțeles cum e inteligentă. Deci proiectul finalist. Nu vede nimeni, dar Ciuciosel este proiect depus la Ministerul Dezvoltării. Nu scrie inteligență, gaze sigură. Așa este un mic, un pic, un pic. Hai ca să așteptăm. Dar aia a fost noi cu prima, care a fost. Deci, haideți să vă fac creștul egal ADI-ului Gassire. ADI Gassire, cu tot respectul pentru... Hai să vă înțelegi, mă rog. Pentru doamna Donțu, a fost de fiecare. Cei care au... Domnul Ives, nu am trecut de toate procedurile de ADI, am
primit hotărârea judecătorească de înființare. Am trecut la zona de la faza de proiectare. Proiectantul a făcut proiectul clasic de gaz, implementare gaz, proiectant la timp orb. L-am depus proiectul clasic pe o sursă de finanțare, dacă țineți minte atunci, pe PNDL. Ministerul Dezvoltării. După care am mai apărut o sursă de finanțare rapidă, care ne obliga să ținem cont de niște criterii pentru linia aia de finanțare, pe port. Adică să fie rețea inteligentă, în sensul că de la un cost de 400 de miliarde pe proiect clasic, ne-am dus la un cost pe rețea inteligentă și finanțată de port, de 800 de miliarde, în jur de 800, ca să nu vorbesc de bani pe ei. Înțelegi? Pe ADI, pe toate cele trei comune. Mare parte vin la Boș, noi suntem mai întinși. Și am făcut am refăcut proiectul pe rețea inteligentă, în sensul că din analize se constată că odată și odată o să termină gazul și o să treacă pe hidrogen. Deci transformarea nu e din gaz metan în hidrogen. Așa era trecută sursa de finanțare. Și se pare că suntem pe drumul cel bun. Bun, nu prea. Cam lung drum. Cred că până ne acordăm să ne dai lung. Să te adună gata. Ok, stimați colegi. Ar veni cu o rugăminte mare, adică suntem cu toți aici, și aș cere un sprijin total din partea domnului consilier județean Nistor, în afară că ne-ați ajutat, eu am mulțumit la timpul respectiv, hai să încercăm să facem ceva, să avem și băiatul, că este nu știu cum să mă mai exprim. Când mă întâlnesc cu cineva, altceva nu mă mai exprim. Mai au doar grupul. Tu ai apă la fântână? Nu știu, poate alții au, eu știu. Părerea mea, așa cum este instalația, da. Hai să-i facem ceva. Să înceapă un pic brașează, cum o fi, și trebuie cumva dată și făcută recepția. Că altfel, așa pare. Dar schete băgate toți amului. Mesajul a fost în lucrar, lasă-o moarte. Da. Atunci... Da, poftiți, domnul. Da, poftiți, cum spus, poftiți. Acum nu știu dacă depinde neapărat de persoana mea să duc la bun sfârșit acest proiect. Împreună cu domnul primar, noi am mai avut niște discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean. Am mai fost pe la dumnealui. Eu cred că atât Consiliul Județean cât și președintele am dat dovadă de... Găsesc un cuvânt ca să nu fie interpretabil. Am dat dovadă de bună credință, de bună voință. Noi vrem, dar nu putem noi, nici Adrian Nistor ca persoană, nici Adrian Nistor ca și consilier județean, nici domnul Ivancea ca președinte, nu putem noi să facem ceva ce este în atribuția domnului primar. Îl înțeleg și pe dumnealui, se mișcă greu, autorizații, avizii, firme, înțelegem, mai sunt probleme. Problema în Buhoce este că 10 ani de zile de acum nu prea pot să mai fi, domnule, că mai durează un pic, mai cât mai durează. S-a ajuns la saturație. În cazul în care, cum știți, vreau să vă venisimați pentru alte chestii, dar după ce am auzit câte realizări ale domnului primar, nu mai discut, s-a și publicat ghidul specific privind regulile și condițiile de aplicare a finanțării din fonduri europene aferente PNRR-ului în cadrul proiectelor privind conectarea populației cu venituri mici și medii la rețelele de apă și canalizare. Proiectul denumit, sau legea denumită Noi Prima Conectare, va funcționa pe principiul primul venit, primul servit. Bănuiesc că noi nici nu vom primi, nici nu vom servi, că nu avem ce. Haideți să mergem pe cronologie. Mergem! Nu știu intervin. Haideți să finalizăm proiectul. Suntem pe procedură, avem constructorul, nu pot să folosesc constructorul. Motivat și de faptul creșterii exagerate a prețurilor. Că nimeni nu-și permite să vină cu bani de acasă să facă investiții. Au crescut prețurile groaznic. Dar după ce îl închidem, nu știu dacă o să mai fie fonduri pe PNRR. Dar o să discutăm dacă putem în paralel să
Nu, pentru că nu este dat în folosință, nu puteți depune sau nu putem cere o finanțare pentru ceva care efectiv există fizic și nu funcționează. Da? Deci asta o înțelegem. Doi la mână. Eu vă înțeleg și înțeleg relația cu constructorii, dar ar fi cazul să mai puneți și un pic vorba românului, piciorul în brad sau puțină presiune pe ei, pentru că nu știu acum lucrările la care vă referiți, dar asta dată cu bidineaua și turnatul de scări, aici nu o să vedem o iapă cât de ăla cu bidineaua. Haideți să facem, să luăm cocoșul de cap, nu, domnule, stai așa un pic. Hai să o luăm, faceți o branșare, 20, 100. Așa de tare au crescut prețurile încât a ajuns vopsia, mai bine zis, spăierea la prețul de sute de milioane. Ți-am adus să-mi spuneți... Da, doamna secretară. Deci pentru aia se găsește bani. Ce citează dumneavoastră? Unghie, dar nu are rost să vi-l prezint, da, că nu avem la ce. Ba da, este public, nu, să nu credeți că mi-l-o trimis domnul ministru mei. Ba, sunt complet, dar din păcate, vă spun sincer, la Bucoși nu avem ce să aplicăm. La Bucoși simplu pentru mine. Da, o să vi-l trimit pe mine, e mare dracu, domnul-i ceva. Ce procedură așteptăm? Ce mai este? Ce faci? Aș colegi, numai un pic. Știți ce deranjează? Pentru că luăm niște hotărâri, le aprobăm pe toți. Da. Vedem nimic, nu vedem nimic, nu vedem o mișcare cât uși de cât, dar după 2 ani de zile, ce așteptăm? Cine să ne mai împingă? Cine? Unii să ne mai ducă? Păi, spune-ți, unii să ne ducem? Dar a fost vorba că facem proiectul ăla în față, pe o parcare, acolo, cât era lui? Nu se poate, doamne, e greu. Au trecut 2 ani, 2 ani. Domnul, mă scuzați, Sfinte. Credeți că dacă primarul se duce și ia, nu știu de ce cap în tine, vorba domnului Nistor, sau pune presiune pe constructor, e o soluție? Da, nu. Credeți că constructorul ascultă numai decât de primarul X sau Y? Dumnealui are o cifră acolo, un plan, un proiect care respectă, are niște specialiști. Nu ne jucăm cu... și nu permit să sar o etapă din cauza că știți foarte bine, au fost atâtea reclamații, au venit tot felul de reprezentanți, ne-au pus sigilii pe controlul de apă și așa mai departe. Nu e simplu și nu permit să sar nicio etapă, că uitați-vă în jurul nostru, uitați-vă Tamaș, uitați-vă Orgești, uitați-vă Orobești, uitați-vă unde au ajuns primarii. Deci haideți să nu facem acuze, că nu vreau să ajungem în zona de abuz, în zona de intimidare și în zona de... tot felul. Suntem foarte bine prin ce treci. Dar ce stadiu, ce pași ar mai fi se de lucrează, parte? Domnul. Se lucrează, dar ce să mai faci? Mergeți și noi astăzi, vedeți cum a fost domnul primar. Cu toate că nu aveți voie să intrați în șantier. Apa potabilă este, da? Noi am predat amplasamentul constructorului. Constructorul s-o... Deci ce mai face constructorul? Lucrărilor ne face notă conform legii pentru recepționare. Sunt etape și legi care trebuie să respectați. Domnul primar, dar când ați încheiat un contract pentru efectuarea acelei lucrări, nu are o perioadă? Contract. Păi când? Intervenul la când? Contract. Asta spune Renata. Păi așa spune, mă, omule, nu sunt întreb de un ceas. Aici v-ați spus. Și stai, nu-anul ăsta. A, nu am ăsta. Vreau să spun un lucru. Nu am ăsta. Așa spune, mă, două mică. Dar nu trebuie să mă dau vorbim. Spuneți, domnul Iisus. Dar concret, spuneți, ca să mai... Proiectul cu finalizarea lucrărilor la stația de tratare este prevăzut sfârșitul iulie. Mi-o promis că vine mai degrabă. În funcție de automatizările care le primește. Și branșările când deci costurile finale, ar fi foarte interesat să le cunoaștem. La ce vă referiți costurile? Costurile pentru această modificare de proiect, să spunem deci, așa. V-am făcut precizarea că a fost aprobat prin hotărâre de Consiliu Local. Dar avem și autorizație undeva la 200.000 de lei. 200.000 de lei noi. 2 miliarde. Da. Deci toată lucrarea aia de spoială plus adiacentele automatizări care provință a costat 2 miliarde. Tocmai de asta trebuie ca să știți, că ne aburiți așa cu niște sume, cu niște zile, cu niște date, încât nu înțelege nimeni. Stația de tratare a apei, componenta amon. 200.000 de lei. Da, cu acele zone de protecție, cu lucrări la stația de... Bun, atunci vine de la sine întrebarea următoare. Dacă au mai fost necesare încă 200 de milioane de lei noi pentru a finaliza acest proiect,
Cum ați plătit ultima tranșă pentru acest constructor, către acest constructor, ca să finalizați acum 10 ani, cu ghilimele de rigoare, acest proiect? Cum? Una că nu știți etapele. Ai, nu știm etapele. Eu vă întreb, dumneavoastră răspundeți, că știu sau nu știu, verificăm ulterior. Proiectul vă întreb, de stații de tratare. Nu mai răspundeți cu întrebări. Am zis, e cum de a fost posibil să spuneți că ați finalizat acel proiect. În baza legii, acum 10 ani, păi și acum... Sunteți expert financiar. Dar dumneavoastră, ce sunteți de neapărinți așa? Deci s-a respectat legea, de asta am ajuns aici, suntem pe proceduri. Că dacă finanțatorul constata că nu a fost respectat sau nu era respectată legea, nu eram pe proceduri și nu eram în timpul lucrărilor. Deci ați plătit pentru o lucrare care nu a fost finalizată conform proiectului și ați plătit pentru o lucrare care nu a fost finalizată conform proiectului. Asta trebuie să recunoașteți. Poftiți, domnul. Hai să lăsăm pe domnul Șer. De ce nu trebuie făcut alt acoperiș la o clădire? Ca să-i pună chitie de mărgărița chelului. Curios, de ce mai trebuie făcut un acoperiș? Nu pot să vă dau răspuns. Pe același motiv cu care s-a supoit o căruță de bani. Niște... Poftiți, domnul. Ultimul, nu intru în polemică, nu vreau doar... Păi are mult interesul. Vreau doar să-i spun domnului primar că sub nicio formă nu l-am îndemnat să facă ceva nelegal. Doar un sfat, dacă vrea să îl înțeleagă sau nu, sfatul să fie mai aproape de constructor, să-i ofere constructorului în timp mai rapid avizile necesare, pentru că asta poate, dumneavoastră poate face, nu dumneavoastră sau nu eu. Are nevoie de un, e asigur sprijinul Consiliului Județean, are nevoie de un aviz care depinde, care nu depinde de Consiliul Local sau de dumnealui, îl ajut. Dar prin presiune, asta am dus și dumnealui să aibă un pic mai multe energie și să o transmită la rândul lui și constructorului. Pentru că știm prea bine, constructorul, băi, până când am? Până în septembrie. Poate dacă este ajutat, poate finalizează cu o lună, două mai devreme și se câștigă o lună, două în care se pot face branșări, se pot face multe alte chestii. Știți ce se întâmplă? Din propria experiență, să vine luna septembrie, dau un exemplu, mai prelungim încă un an. Și mai prelungim încă un an și s-a terminat mandat. Eu de aia stau pe ghimpe așa, nu renunțăm nimic în 2 ani de zile. Ba, eu cred că da, dar... Și pot să vă spun eu că... Dacă Consiliul de Teamă nu este în luna ianuarie, cu autorizații, cu valabilitate de un an. Oare ei n-au gândit-o că sunt niște termeni de definit? Stimați colegi, domnul primar, vreau să vă întreb o întrebare și am încheiat. Văd că am pictisit de toți. Am aveți și vreau. Și domnul Miclău, domnul... Da, și gata, terminăm. O întrebare. Sper că acele persoane care au primit 50 de ani de căsătorie vor primi acea sumă, nu? Este vorba de domnul Ghirase. Am depus solicitare aici. Au spus, dar te rog, îți luăm și noi. Nu, dacă ați făcut ce trebuie, să luăm. Și mă mai știu. Da, Domnule, știi că așa că am depus solicitare, dar nu s-a analizat solicitarea, s-a constat dacă data e încheiată. Poți, domnule Stim. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Așa cum am nevoie. Eu mai am, pe urmă. Așa cum am. Aia și eu mai am. Dar ești mai bine. Hai, dacă noi facem comunicări inter... Poți să încep, domnule președinte? Poftiți. La diverse, să dați cuvântul domnului care a fost, care a depus documentul. Noi suntem consilier local, domnule primar. Haideți să respectăm cronologia. Suntem consilier local. Ați votat o diverzie și vă rog frumos să respectați cetățeanul. Codul administrativ, o să-i o să citiți. Dați-i domnului studia citirii la ce a depus aici. Domnule Stim, tot diversi. Aveți ce da, suntem consilieri locali, respectăm și legea, domnule. Aceea ce vă respect, dumneavoastră nu respectați. Asta nu știți. 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 Vă rog frumos,
Deci, subționatul Miclorul Mihai, domnul Cerc, în statul Iulii Comunătorului de Tobacău, vă, prin prezenta, solicit Comisiei de Statut Juridic, Administrație Publică Locală, etc., convocarea pentru a lua la discuția regulamentului de funcționare a Consiliului Local al Comunei Poți, pentru a aduce la parametrii Constituției României și a legilor României. Ce? Înlăturarea articolelor neconstituționale și includerea articolelor constituționale legale pentru una funcționare a Consiliului Local al Comunei Poți. Anexez sesizarea mea din data de care am cerut de pe 29.03.2021. Aici am făcut și am analizat regulamentul funcționare Consiliului Local și am spus exact toate articolele din Constituție care sunt încălcate și a infracțiunilor funcționarilor publici conform Codului Penal al României. Și sunt foarte clar. Tu poate spune. Deci, primul rând, primarul și Consiliul Local, primarul și consilierii locali au jurat că respectă Constituția României, care este primordială și legile țării. Deci, toate legile României, dacă nu respectă Constituția, ele nu sunt constituționale și atunci trebuie să le înlături din regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Bine. Dar tu vei te pui în avem. S-a încălcat Constituția României, titlul 1, articolul 1 cu 4, 1 cu 5, articolul 16, 1 cu, 1 cu 2, articolul 21, 1, articolul 31 cu 1, articolul 44, articolul 136 cu 1 cu 5. Conform Codului Penal al României, funcționar public este orice persoană care exercită permanent sau temporar, orice titlu, indiferent cum a fost investită, fapta, da, investit. Că e consilier, că e cum este și secretar, dacă e secretar, secretar, ea nu depune jurământă, dar asta nu înseamnă că fapta care a adus vătămare mai multe persoane, atrage spune penală, chiar și dacă între penal și trece spistească. Trece să asumă. Le-ați citit? Da. Eu vă rog comisia juridică, anunțat publică locală și asta, să iau în discuție aceasta ce am făcut eu, să se dea un aviz și să treacă pe urmă în consiliu ca să analizeze Consiliul, să se îndrepte situația asta în regulamentul funcționării Consiliului Local. Asta vreau. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ștevi. Da, mulțumesc, domnul președinte. Sper că de data asta voi fi lăsat să prezinte. Categoric, ați observat că mult puțin cât e necesar. Vreau să vă aduc. Vreau să vă aduc. Vreau să aduc în discuție un caz social al unui cetățean din statul Bucovina, domnul președinte Bacău, care din ce este aici, din ce reiese din documentația pe care mi-a dat-o în copie, nu sunt de specialitate, dar din cele spuse de medicul de specialitate aici, domnul acesta pe nume Sfâcă Vasile, de 58 de ani, ar fi trebuit să primească ajutor social încă de acum 10 ani de zile. Știu, am verificat puțin informațiile în timpul pe care l-am avut la dispoziție și știu că i s-a acordat un ajutor de încălzire, care nu a... dacă nu greșesc, în valoare de 1.000 de lei, bani care au fost reținuți de către UAT Bohoci pe motiv de replata taxelor și impozitelor locale, pe terenuri, case și așa mai departe. Cunoaștem cu toții, mai ales cei din comuna, din statul Bohoci, pe acest domn, știm în ce condiții trăiește, știm că nu deține, pe, nu știu cum a fost posibil, nu într-un amănunte, să, ca această persoană necăjită, care trebuia asistată nu numai social printr-o sumă anume, ci și să aibă un asistent personal, din punctul meu de vedere. Cu toate că, mă repet, nu sunt de specialitate în domeniul ăsta, eu mă bazez pe ceea ce a scris doctorul de specialitate în biletul de externare și scrisoarea medicală, pe care a făcut-o și în 2012, a dat una și mai recent în 2022. Cu toate astea, acest om este un pas aproape de creator, și susținere nu are decât așa de la vecini, trăiește de azi pe mâine, nu se mai poate deplasa,
nu mai vede, are probleme și renale și a avut și un accident, dacă vă aduceți aminte, care s-a strugat cu oase, lupte. Deci omul acesta de departe ar fi trebuit și fără a lua în considerație argumentele domnului medic de specialitate să primească încă din 2012 acest ajutor social. Vă rog așadar pe dumneavoastră, domnule primar, în calitate de ordonator de credite și aplicator al deciziilor Consiliului Local, Consiliului Cod Administrativ, să le ajutați și să se sensibilizați aparatul de specialitate aflat în subordinea dumneavoastră pentru ca acest caz să fie rezolvat cât mai repede posibil. Eu vă spun cu toată sinceritatea, dacă documentele care le prezentați dumneavoastră, nu știu de unde le-ați luat și cum le-ați luat, erau depuse la primărie, la momentul actual, intra în dezbatere și mergeau cu tăgașul legal. Dar eu, din câte știu, de asta am spus-o chem pe doamna Zaria, nu avem solicitări la nivel de primărie. Domnule primar, un membru al familiei, un membru al familiei. De ce n-ați venit direct la compartiment? Ați venit aici să faceți demagogie? Nu facem demagogie. Domnule primar, sunteți negativist de profesie. Deci, domnule, documentele trebuiau să ajungă la compartimentul de asistență socială și le discutam dacă dumneavoastră sunteți cel mai rezolvat. Documentele astea, dacă vă făceați dumneavoastră treaba, erau rezolvate de acum 10 ani. Au trecut acum vii cu ele. Nu vin eu acum, verificați-vă aparatul de specialitate, domnule primar. V-am spus, sunteți anti-buhocean de profesie. Domnule Filip, haideți să vă aduceți lucrurile. Nu vedeți că sunteți și grobiați, ca de obicei. Vădiți-mă așa, pe tonul ăla de bișghirea de celor noi. Este domnul Consiliu Județean aici, care a observat că sunt două situații diferite. Deci, odată este atribuția, legea 416, care pică în atribuțiunile primării, și cealaltă situație este de încadrare a persoanei respective într-un grad de handicap, care pică în sarcina Consiliului Județean, mai exact la Comisia de Expertizare a Persoanelor cu Handicap, da? Exact. Acum 10 ani, acest domn avea 40 ceva de ani și trebuia să, trebuia să presteze activitate în folos comunității pentru ca să poată să aibă un ajutor social. Pentru că așa este legea ajutorului social. Vă înmânez documentația. Deci... o citiți acum, în timp ce vorbiți. În primul rând, o persoană... Nu e nevoie de studii medicale pentru a vă da seama... Știți aici ce spune domnul medic, că eu pot să vă ajut. Deci vă repet, cu actele medicale trebuie mers la Comisia de Expertiză. Nu mai aveți compreție. Membrii familiei recent, săptămâna trecută, și n-au făcut nimic. Uitați-vă la structura feței domnului primar, când vorbește de un caz social din Buhoci, parcă l-a văzut pe dracu. N-ați înțeles ce am spus eu, nu? Am înțeles. Vă rog frumos să vă mă conform să vorbesc pe limba dumneavoastră, domnule. Și eu mă pricep. Nu mă ofreți ședinții. Da, nu mai mai am ridicat mâna. Ca să angajați primării să ducă mai mult pe teren în timpul când se conectează gunoaile, pentru că foarte multe gunoaie nu se fac selectiv. Înțelegeți? Nu se fac selectiv, le dă câte 5 lei, vă zic, eu n-am mai făcut poze. Eu aș fi de părere să dea amendă. Asta este cel mai corect. Le dă câte 5 lei, 10 lei la aia care încarcă și nu se uită, la grămadă bagă. Adică după aia, tot la primărie o să vină chestia că nu sunt selectate. Și tot noi o să plătim mai mult. Păi da, asta este, asta. Vreau să vă spun că pe site-ul primăriei și nu numai, și din partea angajaților responsabili s-au publicat orele cu zile de colectare. Acum să fac diligenție cu toți cetățenii. Știu, e greu, dar trebuie să facem ceva ca să-i... Mai facem informare la biserică, la magazin, la biserică. Domnul Domnișteanu, vă spun eu, în România, la ora actuală, cu toții care va avea un ștoc de țigară, va plătea amendă. E așa a intrat în vigoare. Ortie, cine aruncă, va plăti amendă. Da, dar trebuie mers și... Da, de vedeți, dar nu le ați referalizat, domnul? Poftiți, domnul. Lucian.
care a depus Claudiu. Vasile, sfârcă Vasile. O, foarte mult. Mașina care l-a dat peste el era bațapă, îți spun că s-a întâmplat în pasărăciu. Era bațapă, nu am zis. Era nici cu nimeni. Are vreo relevanță la ceea ce spunea medicul acolo? Păi, este o consecință. Așa, de acolo îi străci. Hai că sunt argumente, când arătăm cu degetul așa, sunt trei depute care arată la noi. Vrei să vin cu te acolo de casă, te facă să nu mai vorbim. Deci suntem aici să ajutăm cetățenii. Numai să ajungă documente la noi. Nu la astea persoane, asta am vrut să mă înțelegi. Dar dacă fiecare... Au ajuns documentele de săptămâna trecută la dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc pentru răbdare pe care ați avut să-l stimați colegi. Și ce frumoase mă aveți.